Bugetele primăriilor au fost puternic afectate de majorările de salarii anunțate de guvern de la instalarea la putere a guvernului PSD. Impactul majorării salariului minim pe economie de la 1250 de lei în 2016 la 1450 de lei în 2017 se traduce prin afectarea bugetului de investiții al Romanului cu 65 de miliarde de lei vechi. Da, după ultima majorare, bugetul de investiții al municipiului Roman a fost pribegit de 65 de miliarde de lei vechi pentru acest an. O sumă destul de importantă, tot așa pentru a aloca o serie de majorări a sistemului, a salariaților din sistemul bugetar, fără a da și resursa și fără a indica și sursa de finanțare pentru acest lucru. Noi suntem de acord că salariații din sistemul bugetar, cel puțin cei din administrația publică locală, sunt printre cei mai prost plătiți. Însă, în același timp, aceste majorări salariale trebuie făcute și cu indicarea surselor de finanțare, astfel încât nu trebuie să arunci tot pe umerii primăriilor, tot pe bugetul local și aceste categorii de cheltuieli. Edilul șef se întreabă ce se va întâmpla cu majoritatea administrațiilor publice locale dacă un municipiu de talia Romanului se confruntă cu astfel de probleme în condițiile în care există unități administrative teritoriale cu venituri proprii mai mici decât fondul de salarii. Până la urmă, municipiul Roman a mai rămas cu un fond de dezvoltare, dar sunt primării, poate primării mai mari din România, care au în subordine și instituții de cultură, și vreau să vă spun că veniturile proprii ale acelor primării sunt mai mici decât cheltuielile cu salarii în urma acestor majorări salariale. De aceea lucrurile trebuie făcute responsabil. Noi nu suntem împotriva majorării salariaților din sistemul bugetar, în special cei din administrația publică locală, însă aceste lucruri trebuie făcute rațional și cu indicarea surselor de finanțare. În primăria Roman lucrează 350 de salariați, la care se adaugă angajații CSM, ai Direcției Administrației Piețelor și Oboarelor și Direcției de Asistență Socială. Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor subordonate fără personalitate juridică s-a majorat cu 20% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după aplicarea legii de aprobare a ordonanței de guvern prin care indemnizațiile consilierilor locale și județeni, ai primarilor și viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene se vor majora cu 30%, legea adoptată deja de Camera Deputaților cu 212 voturi pentru, 33 împotrivă și 8 abțineri. Camera Deputaților este for decizional, legea urmează să ajungă la promulgare la președintele Claus Iohannis, care ar putea o retrimite la Parlament.